Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviul Agro TV. De această dată stăm de vorbă cu domnul Gheorghe Turda, interpret de muzică populară. Domnule Turda, bună seara, bine ați venit, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Trebuie să spunem că sunteți primul interpret de muzică populară pe care îl avem în această emisiune și primul invitat din zona Maramureșului. Deci două premiere. Bună seara, Rareș, bună seara tuturor telespectatorilor. Mă bucur că sunt primul care deschid vorba aceea emisiunile voastre de acum înainte, că spargem gheața și să știi că port noroc. Și o să-ți port ție noroc pentru următorii invitații ai tăi. Mulțumim! Da. Domnule Turda, v-ați născut la Săpânța, este deja încă de la naștere în zona aceasta de început a vieții noastre. Este un lucru interesant, Săpânța știm că este recunoscută pentru bogăția sa folclorică și etnografică, în special Cimitirul Vesel de la Săpânța. Undeva la sfârșitul anilor 40, aproape de începutul anilor 50. Spuneți-ne, cum era acea zonă atunci, aproape imediat după cel de-al doilea război mondial? Deci, în primul rând, trebuie să știe toată lumea că săpânțenii se mândresc cu trei lucruri deosebite. În primul rând, cu Cimitirul Vesel din Săpânța, cu mănăstirea și biserica din Săpânța, cu cergile create de țărâncele din Săpânța, chiar prima creatoare acestor cergi a fost mama mea. Dacă ai văzut vreodată filmul Daci, ești foarte tânăr, dar te rog să-l vezi. Regia lui Sergiu Nicolescu. Exact, și moldovan. Vreau să spun că mama a fost cea care a dăruit regizorului Sergiu Nicolescu două cergi, care le-a folosit într-o secvență din film, într-o imagine extraordinară de frumoasă, acolo unde de fapt s-a născut poporul român. Pentru că în acea colibă un soldat roman s-a îndrăgostit de o fică de dac în munții dacii din acea vreme. Și în acea colibă, pe priciu în care s-a întâmplat idila între cei doi, era cerga făcută de mâinile măicuței mele. Cea colibă, mai pe urmă din istoria filmului și istoria de atunci, dacii i-au dat foc. Pentru că romanii au considerat că romanii ne-au pângărit neamul dacic. Ei s-au răzbunat. Trecând mai departe, de venind vorba de cergile din Săpânța, să mândresc săpânțenii cu cântecele lor, duse în lume și peste hotare și în țară și peste hotare, pe Gheorghe Turda, cu care ei se mândresc. Sigur, eu mă mândresc ca săpânțan, ca neauș maramureșan și peste tot spun acest lucru, pentru că sunt mândru de neamul meu. Da, și sunteți cel mai cunoscut interpret de muzică populară din Mulțumesc. Acea zonă. Dar Maramureșul este cunoscut și la ora actuală. Cam toată lumea spune că tradițiile s-au păstrat cel mai bine în Maramureș. Fie că vorbim în special de cele de Crăciun sau cele de Paști, acolo spunem că mai găsim încă tradițiile adevărate, tradițiile de sute de ani. Cât mai sunt tradițiile, pentru că din ce în ce mai apar diferite chiciuri, mai apar diferite influențe, fie în cântec, fie în port, fie în dansurile populare, jocurile populare din sat. Eu de mic copil am moștenit de la moșii și strămoșii mei cântecele lor, pe care le-am prelucrat, le-am dus mai departe pe băncile școlilor pe care le-am urmat, atât de la Sighetul Marmației, cât de la Cluj, la Academia de Muzică din Cluj. Și chiar astăzi am avut o înregistrare unde am interpretat un cântec al neamului meu, Jocul Turdenilor, Bine joacă turdenii. La noi, prin tradiție, fiecare neam își are cântecului și jocului. Așa cum de mult iubesc ei glia strămoșească, iubesc, mă rog, viața, prin tot ce incumbă gospodăria lor, a satului, a săpânțanului, a țăranului, animalele, atalajele de pe lângă casă și, bineînțeles, pământul, care pentru noi este averea cea mai neprețuită, pot să spun așa, e neprețuit cât de mare valoare are țăranul când spune că are pământ.
Bun, această, să spunem, influență artistică a zonei și a familiei, cum spuneați că în fiecare familie și are cântecul său, va și dat această idee, să spunem, in bold, de a vă face artist? Pentru că citeam în biografia dumneavoastră că încă de foarte mic, de până să fiți în clasa 1, ați avut tendința spre artă, spre această zonă a cântecului. Pot să spun că din fașă, când pe mine m-au botezat nănașele, cum se spune la noi, în băița botezului mi-au adus strop de apă de la roata Morii, o crenguță de prun unde a cântat Cucu. Mi-a pus o coardă de vioare, de cetere, de la cetereașul de peste ulița noastră, de acolo eram vecin cu bunicii mei, și mi-a pus un bănuț de aur, traduse toate, să fiu plimbător ca apa de la roata Morii, ca apa, să cânt ca și Cucu, unde a cântat în acel prun, și să cânt cu vioara. Iar o vioară care eu am găsit-o la vârsta mea de 6 ani, am furat-o din cămara bunicilor și după 3 luni bunica a aflat că eu am furat vioara și știam deja să îngân vreo 2-3 melodii. Și bunica atunci m-a blestemat și mi-a spus cam așa: vai de mine cine o face, zice, neam de neamul nostru, n-am avut țigan neam. Dar acum avem un prunc de țigan pe Dioca Mărie. Eu fiind Dioca, mama o chema Mărie, Dioca Mărie. Dar nu m-a dojenit, nu m-a nici bătut, ca să zic așa, s-au pedepsit. Și mi-a lăsat-o și am urmat și vioara și am, în paralel, la liceu am urmat cursurile și popular de artă, și la vioară și la canto popular. Dar și în Maramureș, această zonă a cântului în sat era atribuit mai mult țiganilor? Sigur că da. Acum, noi care am făcut școli mai pe urmă și i-am și depășit prin studiu, dar mai sunt încă lăutarii satului și acum sunt și cu care eu sunt foarte bune relații cu ei, sunt prieten cu ei, i-am și promovat și îi promovez în continuare. Nu mai vorbesc că îi promovez pe cei tineri acum, copiii românilor, neaușilor, moroșeni de ai noștri de acolo din zonă. Și revenind la copilărie sau la tinerețe, când eu am terminat liceul la Secretul Armației, tata ținea foarte mult să mă fac brigadier la CAP. Toată averea a fost luată prin 48-49 în CAP și nu trebuie să dezvoltăm subiectul, că a fost o mare durere pentru țăranii maramureșeni și lume, pentru tot țăranul român, luându-le toată averea în CAP. El vrea foarte mult să fiu brigadier la CAP. Zic, tată, nu vreau să merg să fiu eu, să mă cert cu oamenii din sat, cei care le-au luat în colectiv pământurile, vitele, atalajele și mai departe, și am zis nu. Vreau să fac muzică, să mă fac artist. M-a înțeles și m-a lăsat. Dar de ce nu v-ați făcut preot ca și bunicul? Păi, în paralel m-am pregătit și pentru teologie și pentru conservator. Și m-am rugat la Dumnezeu, ca să mă ajute să intru din prima la conservator. Bunul Dumnezeu m-a ajutat și am intrat din prima la conservator. Dacă nu intram din prima la conservator, la Academia de Muzică, îmi luam dosarul imediat, că după 2 săptămâni începea admiterea la teologie. Deci ați avut noroc pentru decalajul acesta care a fost între cele două admiteri. Am avut noroc, sigur, da. Și pot să spun că îmi pare un pic rău că n-am urmat și cursurile teologice, dar îmi pare bine că am devenit cine sunt astăzi, Gheorghe Turda, artistul Gheorghe Turda. Vă vorbeați de liceu, sunteți un artist, ați urmat această cale, dar ați făcut secția de real, secția de matematică, informatică, liceu, va fi astăzi. Da, mi-a ajutat foarte mult în viață. Am făcut secția real și după liceu, imediat pregătindu-mă pentru conservator, mie îmi place să fiu și sunt un tip disciplinat, foarte exact și foarte punctual. Chiar că deodată am în discuții principiale, pot să spun, nu ne certăm din cauza aceasta cu soția, cu doamna Lucia, care e lângă mine acum, că eu nu-mi place să întârzi. Astăzi cred că n-am întârziat prea mult, că am prins și o aglomerație foarte mare și vin de o altă filmare. Sigur. N-am să spun de la ce post de televiziune, dar am ajuns la timp. Da. Dar îmi place să fiu foarte punctual, pentru că și structura mea de militar, pentru că știi sau nu știi, eu sunt singur artist, trebuia să îmi spui tu treaba asta, dar spun eu,
singurul artist între general și singurul general între artiști de muzică populară. Da, sunteți pe partea de administrare interne, pe partea de poliție. De interne. Da. A fost șeful direcției de cultură până mai ieri, până în 2009, când a apărut acea lege, să zic așa, stupidă, pot să spun, a lui Boc, cu care eu sunt o relație foarte bună, dar așa a fost legea și a trebuit să renunț la salariu, pentru că nu puteam să acumulez pensia și salariul din activitatea mea de atunci. Din 2009 eram șeful direcției de cultură a Ministerului de Interne și acolo am primit și toate onorile și gradele mele militare. Deci grad de general în rezervă sunt. În 2008 parcă l-aveți. În 2008, exact. În 2008 aveți exact. Gradul. Bun, revenind la partea de studenție, v-ați mutat la Cluj, unde ați urmat... Am început facultatea în 1966. La Cluj, da. Facultatea de conservatorul. Da. Și puțin, cred că lumea știe, dumneavoastră aveți specializare în muzică clasică. Și muzică clasică, bel canto. Deci în 66 am început pedagogie, în anul 3 de pedagogie s-a eliberat un post la bel canto, la canto clasic, la clasa de canto clasic. Cel care a eliberat sau cea care a eliberat postul atunci printr-un transfer și un examen riguros a fost doamna Mariana Nicolescu. A primit o bursă la Roma și a și rămas acolo. Postul fiind liber, atunci l-am ocupat eu prin concurs și prin transfer. Nu am trecut în anul 4 canto, ci am trecut în anul 2 pedagogie, pentru că n-am avut anumite n-am trecut prin anumite materii de specialitate, bazele mișcare scenice, clasă de opere, canto clasic. În schimb, am avut alte examene recunoscute mai pe urmă, armonie, contrapunct, solfegiu și vă dați plus, am făcut și în paralel și vioara. Și atunci, prin transfer, am pierdut 2 ani. Nu mi-a părut rău. Singura necaz a fost că n-am avut bursă a doua oară, pentru că primise, eram bursier până în anul 4 și atunci nu mi-a dat statul bursă, dar prietenii și, mă rog, domnul Fărcaș, pomenesc pe această cale, m-a chemat foarte des la anumite spectacole și, bineînțeles, directorul Casei de Cultură a Studenților, Laurențiu Hodorog, îi doresc pe această cale multă sănătate, mi-a dat un fel de colaborare să predau canto popular la studenții care activau la ansamblul Mărțișorul din Cluj. Și a fost ca un salariu pentru mine. Să puteți să vă întrețineți în timpul studiilor. Dar ați avut vreodată, v-a trecut prin gând să vă îndreptați spre partea de muzică clasică în detrimentul folclorului? Absolut că da, pentru că mi-am susținut examenul de licență, cum se numește acum, de diplomă atunci, în 1973, în data de 21 mai, să împlinesc cât de repede niște ani buni de atunci, așa, țin minte, a fost examenul meu de diplomă, unde am avut spectacolul de diplomă de licență cu rolul lui Figaro din Nunta lui Figaro de Mozart. Un spectacol care l-am și acum înregistrat pe bandă magnetică din acea vreme, pe video, l-am trecut deja și pe un DVD. Și vreau să vă spun că am avut niște emoții extraordinare, a venit și mama să mă vadă, și nu m-a recunoscut, m-a văzut îmbrăcat în Figaro pe scenă și bineînțeles în tot rolul din această operă superbă, Nunta lui Figaro de Mozart. Și ce anume, până la urmă, v-a convins, a fost decisiv în alegerea noastră pe partea folclorului? Am absolvit facultatea, toamna am primit repartiția, vara spre toamnă am primit repartiția la București, pentru că eu deja cochetam cu marele ansamblu Rapsodia Română din București. M-au selectat într-un concurs național al artei studențești și m-au dus direct prin repartiție guvernamentală la ansamblu Rapsodia din București de pe Lipscan, unde am activat 22 de ani. A fost prim solist. Prim solist, exact. Și în 1987, la un turneu de referință pentru folclorul românesc, în 1987 în Japonia, într-un turneu în paralel, în aceeași perioadă exact, cu Michael Jackson. Noi am dat următorul spectacol după ce l-a declanșat pe Stadionul Olimpic din Tokyo, primului spectacol, a doua zi, noi, duminică, am jucat spectacolul la o sală de 12.000 de locuri, la care a participat și actualul împărat al Japoniei, Akihito, că tatăl lui a fost Hirohito. Hirohito, da. Sigur că da. Și după spectacol, succesul triumfal al marelui ansamblu Rapsodia, mi s-a luat un interviu. Și cum știau japonezii totul despre noi și câte e vorba aceea, prune avem în straiță, că asta e straița moroșenească, mi-a pus următoarea întrebare.
așa cum mă întreb tu astăzi, Raj, de ce domnul Turda ați renunțat așa ușor la muzica de operă și v-ați dedicat folclorului? Și ca un făcut, în următoarea secundă mi-a venit răspunsul, de acolo, de undeva de sus, de la Dumnezeu. Am răspuns cam așa. Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart. Deci asta a fost răspunsul negândit. Nici nepremeditat, pot să spun așa. Pe loc am răspuns. Și ăsta e adevărul. Deci, practic, că influențele din copilărie au fost, absolut, mai puternice decât a părinților mei, și a părinților, a originii mele, a neamului meu strămoșesc, moroșenesc. Așa mi-a venit să răspund. Eu sunt foarte atașat de neamul românesc, de clia românească, de tot ce înseamnă poporul român. Oriunde am fost, l-am cântat și îl voi cânta. Cum ați ajuns ca după 1990 să lucrați în Ministerul de Interne, acolo unde ați și condus ansamblul artistic Ciocârlia? Și nu numai, și Direcția de Cultură. Direcția de Cultură, da. Am fost în dublă postură, și ca șef al ansamblului Ciocârlia și șef al Direcției de Cultură până în 2009. Îmi place această întrebare, pentru că imediat după 90 a fost un vid de valori în toate domeniile, pot să spun, mai ales și în Ministerul de Interne. Și atunci, ansamblul Ciocârlia, deja Rapsodia, se cam terminase. Au desfințat-o. N-am să spun cine sunt de vine pentru acest lucru. Regret din suflet că n-a fost menținut în activitatea ansamblu. Dar atunci s-a întâmplat acest vid de valori în Ministerul de Interne și după o recepție, când venise în București, la noi, la Ministerul de Interne, ministrul de interne al Basarabiei, al Moldovei noastră, soră de peste Prut, domnul general Costaș, soția lui rusoaică, dar știa foarte bine românește. Și atunci am cântat cântecele mele naționale, populare, românești, moroșenești, dar am cântat și niște romanțe. De ce m-ați dus de lângă voi, a venit aseară mama și alte perle ale cântecului popular românesc. Nu știu cum am fost, în ce formă am fost, că am făcut să plângă. Amândoi au plâns. Și atunci ministrul meu de interne din acea vreme, Doru Viorel Ursu, cu regretatul general Dumitru Penciuc, m-au rugat să vin la interne să reformez ansamblul Ciocârlia. Era o mână de artiști, fără comandant, deci nu aveau, hai să zic așa, un viitor foarte frumos în continuare, pentru că după Revoluție, știți, toată lumea dădea în interne, nu știu dacă în artiști. Și atunci a fost adus în rândul cadrelor active a Ministerului de Interne, mi-au dat și grad după studiile superioare pe care le aveam din facultate, mi-au dat gradul de lent colonel la încadrare. Exact după 2 ani și jumătate mi-au dat și gradul de colonel. Până în 2008, cum spuneam mai devreme, când m-au onorat conducerea statului din acea vreme și a Ministerului de Interne cu gradul de general în rezervă. Deci i-am dus și am reformat ansamblul Ciocârlia, o brumă de artiști. Erau în total cu artiști, cu soliști vocali, vreo 20. Într-un an și jumătate, în 90 până în 91, prin mai, am reușit să aduc la nivel de 86 de artiști în ansamblu. Am reformat ansamblu. Nu ca și cum a fost în 1970, când a fost desfințat Ciocârlia. Dar am reușit să-l aduc pe o anumită linie de exprimare artistică mult mai bogat din punct de vedere valoric, soliști vocali de excepție, balerini, am dus 8 perechi de dansatori, 16 dansatori, regizori, coregrafi, dirijori, vă dați seama, personal tehnic, administrativ, la scenă. Iar eu, reformând acest ansamblu nucleu, l-am ținut în frâie, ca să zic așa, până în 2009. În 2009 se ocupa altă lume, alte persoane, alți, mă rog, interpreți. N-am să critic, niciodată n-am să fac acest lucru, dar ce am lăsat a fost bun lăsat și bine făcut. Ați încercat prin această organizare a ansamblului Ciocârlia să reconstruiți o mică parte din Rapsodia Română? Așa am vrut, chiar am și recuperat anumiți artiști de valoare din nucleul artistic de la Rapsodia Română,
de la soliști vocali, instrumentiști de valoare, un contrabasist de excepție, violoniști, o fată care cânta și vocal și oboiul, până mai ieri a fost subordonata mea, Elena Ionescu. Și vreau să vă spun că m-am mândrit că am putut să fac un bine și pentru cei care erau, au rămas pe din afară și am putut să îi reîncadrez în activitatea la Ciocârlia. Bun, și în acest moment spuneați că din 2009 v-ați retras, a fost obligat să vă retrageți de aici. Cum vedeți folclorul românesc în exprimare și în dezvoltarea, în dezvoltarea lui? Nu sunt un tip sceptic, dar am câteodată niște semne de întrebare, pentru că sunt foarte multe posturi de televiziune comerciale și acceptă orice. Și nu au specialiști care să diriguiască destinul folclorului în asemenea posturi de televiziune. Nu sunt. Și spun cu tărie acest lucru. Nu sunt. Nu e posibil ca, hai să zicem, o interpretă care este de mâna a treia, a patra, să nu zic gradul profesional, să conducă o emisiune într-un post. Nu am să dau nume și mă feriți de acest lucru, dar trebuie, peste tot, trebuiesc specialiști. În orice domeniu. E o lipsă de specialiști? E o lipsă. Mulți din televiziunea mare au trecut alte, ca să zic așa, sfere, s-au pensionat, nu mai vor să mai activeze pentru că nu sunt nici plătiți, nici onorați, vorba aceea, financiar. Iar cei care sunt valoroși, nu mai vor. Și am mulți prieteni, redactori, regizori în materie de folclor, care sunt neglijați și nu sunt solicitați. Am foarte multe exemple. Credeți că riscă în acest moment folclorul, așa cum spunea, și tradițiile din Maramureș, ca în cazul în care vor fi prea mult uzitate pentru scop comercial să se dilueze, să se deploreze? Da. Este un mare pericol. Pentru că apar tot felul de interpreți care, din dorința lor de a apare pe micul ecran, imprimă un cântec, două, trei, apar pe aceste, la aceste emisiuni și la aceste posturi de televiziune și automat ei se cred deja că sunt egali cu Gheorghe Turda sau alte nume consacrate. Nu se poate. Trebuie să muncești. Eu am muncit o viață. Peste 45 de ani de carieră artistică. Și încă mai vreau să muncesc și să mai acumulez pentru sufletul meu, pentru bogăția neamului românesc, pentru folclor, să știu să las în urma mea numai valori, numai perle aș dori să las. De fapt, am demonstrat până acum că am făcut acest. Cine ar trebui, după părerea noastră, să facă această selecție a artiștilor care să fie promovați mai departe? Pentru că, așa spuneați, sunt multe televiziuni comerciale care, pentru rating, pentru a atrage publicitate, fac diverse compromisuri. În primul rând, cei care trebuie să se ocupe de acest lucru trebuie să fie la nivelul cel mai înalt, de la Ministerul Culturii. Acolo s-a neglijat partea folclorică a cei care trebuie să răspundă. Venind pe plan local, în consiliile, în toate județele, sunt consiliile de cultură, în consiliile județene de cultură, care aparțin de președinte de cultură sau președinții consiliilor județene. Au segmente speciale care se ocupă de formațiile artistice, mă iertați, de ansambluri, cum sunt marele ansamblu care sunt în mare forță, ca să zic așa, ansamblu Transilvania, ansamblu Junii Sibiului, ansamblu cu tradiție, ansamblu de la Suceava, Ciprian Porumbescu, ansamblu Banato, de la Maria Tănase, de la Craiova și alte formații din alte județe. Aproape fiecare județ are câte o formație artistică. E cei care diriguiesc, care conduc destinele acestor artiști, ei trebuie să se implice și să fie bine pregătiți. Și sunt, din unele județe, am fost colegi de facultate care sunt pe aceste funcții, pe aceste posturi. Și bravo lor! Există și o lipsă financiară, o lipsă a banilor. Sigur. În plata și în susținerea acestor ansambluri? Toate se opresc undeva la partea financiară. Dar sunt oameni cu suflet, cu inimă. De curând am întâlnit un domn președinte al Consiliului Județean din Maramureș, am să-i dau și numele, Cezar
Ciceu, care e un om deosebit, care susține și primarul din Baia Mare, domnul Cheriche, susține, cum să spunem, folclorul maramureșan. Și este un tezaur, cum noi iubim pădurea. Și să spun câteva cuvinte și despre ce înseamnă pădurea pământului românesc. Așa trebuie fiecare reprezentant al județelor să iubească folclorul județului și, mă rog, care îl reprezintă, județul respectiv. A folclorului nostru românesc. I-am fost și am făcut parte din comisiile naționale, într-o comisie națională de atestări profesionale pentru liberii profesioniști. Ani de zile, și până în 89 și după 89. Până mai de curând a funcționat această comisie patronată de Ministerul Culturii. E, din păcate, acum nu mai există această comisie. Soliștii care vor să iau un atestat astăzi de la Ministerul Culturii, de la județ, de la Consiliul Județean, nu au posibilitatea de a se examina, și pentru că în străinătate sunt legile foarte riguroase și nu mai permit artiștilor români să cânte, fie în localuri, chiar și pe străzi, în mod organizat, fără document, cum spune neamțul. Bitteschön, document, document. Dacă n-ai, please, document, n-ai documentul la tine, nu te încadrează nimeni. Nu te încadrează. Că așa știm noi cum cântă anumiți artiști, să zicem, pseudo-artiști, prin gări de metrou, prin intersecții, prin centre comerciale, prin zona metropolelor din Europa. Viena, Paris, Londra. I-am văzut. Ca mai de. O să revenim un pic la discuție și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că în acest moment sau în acest moment, pe termen scurt, de fapt vreau să vă întreb, mai este posibilă o apariție a unui ansamblu de forța și calitatea rapsodiei române? Dragule Rareș, din 1990 încoace, cu toate guvernele care s-au perindat la cârma țării, am apelat chiar personal la prim-ministri din 90 încoace. N-am să le dau numele, pentru că unii, chiar foarte serios, s-au gândit să rezolvăm această dorința mea. Chiar foarte serios. Alții nici nu ne-au băgat în seamă. Este singurul lucru care nouă românilor le lipsește. Am dorit acest lucru după 90 încoace, să reînființăm un mare ansamblu național care să se numească același nume care l-a avut marele ansamblu Rapsodia Română. Nu s-a putut pentru că tot la bani s-a ajuns. Trebuia ca cineva să aibă curajul, iertați-mă, să spună da, eu, premier sau guvern pe care îl conduc, alocăm pentru a reînființa un ansamblu național Rapsodia Română. Pentru că nu era chiar atât de greu să subvenționezi un ansamblu de tradiție, un ansamblu național. Toate popoarele din țările riverane României, Bulgaria, Sârbia, Ungaria, Ucraina, și alte țări nordice, spre Polonia, Ceoslovacia, au ansamblu național. Iar noi, având cel mai frumos folclor din lume, noi nu avem un ansamblu care să ne reprezinte nu numai în țară, dar și peste hotare. Nu-l avem, pentru că nu vor guvernanți. Nu știu cine. Mă gândesc de data asta să apelez chiar la actualul președinte, domnului Klaus Iohannis. Cred că o să fac acest eșec de zel și să îmi cer audiență pentru acest lucru. O spun cu tărie acest lucru. Eu sufăr din acest punct de vedere. Sufăr tare. Pentru că oricând puteam să conduc, așa cum am condus marele ansamblu Ciocărlia, până am trecut în rezervă, încă sunt în forță și în putere și vreau să realizez acest lucru. Păcat de la Dumnezeu că nu am avut această reușită până acum.